De câte ori mănânc o friptură la un restaurant, întotdeauna mi-amintesc de primul meu salar. Pentru că atunci am mâncat cea mai bună friptură din lume. E adevărat că era și altă lume. Eram profesor de sport lângă Jibou la Surduc și când am luat primul salar, am intrat și eu la un restaurant să beau o bere. Și am băut o bere și am mâncat o ceafă de porc, n-o uit în viața mea. Și o compar cu mizeria care o mănânc acum de câte ori merg chiar la cele mai bune restaurante. Din primul salariu, care mi s-a părut foarte mare, erau 800 de lei, mi-am cumpărat o pereche de pantofi de lux, de care am fost foarte mândră și cred că am cumpărat și niște dulciuri suficiente pe cât mi-am dorit. Următorul salariu, am cumpărat un geamantan întreg de banane și le-am mâncat împreună cu o colegă din pofta pe care o aveam nestrunită de mult timp.